Vorbim despre rugăciune, iar în ultima lecție a fost cu noi Dave Batz, un prieten drag pe care Dumnezeu în viața lui l-a cercetat cu privire la rugăciune Așa și ce stăm. este ea. Și tocmai vorbeam la ultima lecție despre Dumnezeul dragostei care vrea să comunice cu noi și dorește ca noi să comunicăm cu el în această relație de dragoste rugăciunea crește cu adevărat. Vreau să vorbim despre asta. Care este sursa dragostei? Atunci când vorbim despre Dumnezeu, mulți spun, îl iubesc pe Dumnezeu. Dar nu noi l-am iubit pe El mai întâi, ci El ne-a iubit mai întâi. Adevărat. Hai să ne întoarcem la asta. Cum e posibil? Te cunosc, Dave, ești un om deosebit, dar îmi pare rău. Nu te poți ridica la standardul lui Dumnezeu. Cum se face că un om ca tine, și eu sunt și mai prejos de standardul lui astfel, cum intrăm în prezența unui Dumnezeu Sfânt? Ele dragoste, dar și Sfânt. Desigur, și aceasta este o problemă critică. Am aflat că mulți oameni, chiar și din biserici, nu se roagă pentru că au impresia că încă există ceva, că există ceva, ceva ce-i blochează și îi împiedică să aibă această relație. Ceea ce n-au înțeles ei este că slujim un Domn care este dragoste. Nu doar un Dumnezeu care iubește, ci El este dragoste. Acesta este caracterul lui, natura lui. Și în dragostea lui nu este o chestiune intelectuală sau o trăire emoțională sau un gând, ci este expresia ființei sale. Iar în cele din urmă apare o cruce într-o acțiune concretă de acum 2000 de ani, pe o cruce în afara Ierusalimului, unde Fiul lui Dumnezeu a murit pentru mine și pentru tine și, bineînțeles, pentru toți oamenii de pe planetă care îl acceptă pe Isus Hristos ca mântuitor în viața lor. Ce s-a întâmplat? Dumnezeul care ne-a iubit atât de mult ne-a văzut în starea în care eram, a văzut că eram disperați fără el, chiar dacă nu știam. Și el a inițiat, din dragostea lui, ceea ce doar el putea face. A dărâmat orice barieră dintre noi, barieră provocată de păcat, și ne-a adus în familia lui. Îmi place asta, pentru că iubesc familia. Da, da. Moartea Domnului Isus ne-a adus în familia lui Dumnezeu și am intrare liberă. Știi, Sammy, nu, nu l-am cunoscut pe tatăl tău. De aceea ar fi fost ciudat să merg la el și să-i cer ceva, că nu-l cunosc. Dar tatăl meu, pe el îl cunosc foarte bine și puteam merge la el, puteam să vorbesc cu el oricând, da? Exista și teamă Știam că tata nu poate fi manipulat, știam că mă iubește, dar pentru că eram fiul lui, pentru că eram parte din familia lui, aveam acces liber să vin să cer. Puteam petrece timp cu el. Știi ce era chiar mai grozav? Și el dorea asta. Dorea asta. Când începem să înțelegem dragostea uimitoare pe care tatăl o are pentru noi încât l-a trimis pe singurul său fiu, Isus Hristos, în lume, să moară pentru noi, să ne aducă în familia lui. Și asta ne-a dat acces liber în însăși sala tronului. Cu adevărat, putem să stăm în brațele lui. Nu cred că spunem asta sau exagerăm când spunem că putem să stăm în brațele lui și să spunem Ava, tată, tată, vreau să vorbesc cu tine despre ceva. Vreau să mai rămânem puțin la subiectul acesta în special când ne gândim la ce s-a întâmplat cu Isus. Foarte mulți oameni nu înțeleg Sigur. de ce a venit Isus și pentru ce a murit. Așa e. Și trebuie să ne reamintim că Dumnezeu este sfânt. Deci, sfințenia este ceva deosebit. El este absolut pur. Deci, cum poate cineva ca Dave sau Sami să intre în prezența unui Dumnezeu care este absolut curat? De aceea a venit Domnul Isus. El a luat un trup. El era Dumnezeu și om, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Nu doar un mare învățător, un mare profet, ci Dumnezeu întrupat. Ca om, ca om, a fost pedepsit pentru păcatele noastre. Știi, Dave, când vorbeai, mi-am amintit ceva, în Ierusalim, când Isus a murit, ceva s-a întâmplat în templu. Da! Așa este. Templul era un încăpere sfânta Sfintelor. doar marele preot putea să intre în sfânta Sfintelor, pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu. Când vorbim de rugăciune, vorbim de intrarea în manifestarea prezenței lui Dumnezeu. De acolo exista o perdea care separa oamenii de rând, ca noi, de prezența lui Dumnezeu. Dar când Isus a murit, Dave, ceva miraculos s-a întâmplat de sus până jos, perdeaua aceea s-a rupt în două. Iar acum avem acces în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea devine deodată un privilegiu nebănuit, dintr-un singur motiv, da. Isus. Da, da. De fiecare dată când mă rog, mi-aduc aminte că totul e Isus. De fapt, adevărul e, Dave, noi vorbim Datorită lui Isus. Și ce a făcut el? Acum, despre inițiativa despre care tot spuneai, cred că e important să revenim la asta. Nu numai că el a luat inițiativa acum 2000 de ani pentru păcatele lumii, chiar azi ia inițiativa. Adevărul este că eu nu-l căutam pe Domnul. De fapt, când am venit la el, unii mă întreabă, cum l-ai cunoscut? Eu am mers la biserică pentru o fată. <laughs> Nu-l căutam pe Dumnezeu, ci căutam o fată. Dar știi ceva? El m-a găsit. El m-a căutat și m-a dus exact unde trebuie. Am venit la Isus și știi ce s-a întâmplat? Primul lucru pe care l-am dorit, nimeni nu m-a învățat asta. Primul lucru a fost să intru în prezența lui și să-l întâlnesc. Și împreună cu trei prieteni am început să ne întâlnim pe un deal lângă clădirea capitolului din Baton Rouge, Louisiana, de vreme dimineață, ne întâlneam cu Dumnezeu. O, oh, ce prezență minunată avea Dumnezeu! Deci, inițiativa despre care vorbeai e foarte importantă. Dacă nu înțelegem asta, vom avea mereu impresia că dăm buzna în prezența lui Dumnezeu. Dacă ne gândim bine la asta, rugăciunea începe cu Domnul. Începe cu dragostea și inițiativa lui. El este Cel care ne caută, El este Cel ce deschide ușa, El este Cel care ne invită și El este Cel de-a cărui prezență ne bucurăm. Nu e deranjat de noi? Unii oameni spun, bătrânii spun ceva de genul, O, oh, nu vreau să-L deranjez pe Dumnezeu cu asta. Iar eu le spun, nu înțelegi, nu-i așa? Acest tată... Te iubește atât de mult încât l-a trimis pe Fiul Său Iisus. N-ai cum să-L deranjezi. Nu poți face nimic care să-L deranjeze. El se bucură de noi. Dacă venim la El și petrecem timp cu El până acolo, încât Scriptura spune în cele din urmă, rugați-vă neîncetat. Acesta este un ideal greu de atins, dar toate acestea au loc datorită lui Iisus. Da, am prieten în San Antonio, care nu au crescut într-o familie creștină, ei provin dintr-o altă grupare religioasă, și. cum nata unuia din ei a început să se roage specific pentru el, și ceva a început să se întâmple. Această persoană a avut un vis cu Domnul Isus, care i s-a arătat în vis. El nu-l căuta pe Isus, dar Isus i-a apărut în vis și i s-a arătat acelei persoane. Apoi fiul lui a venit și a spus Tată, mamă, domnul a venit. El mi-a zis să vă spun că Isus este într adevăr fiul lui Dumnezeu. Wow! Și dintr o dată au căzut în genunchi și au chemat numele Domnului și astăzi ei au exact aceeași credință ca tine și ca mine Întreaga împreună. Întreaga familie? Întreaga familie este creștină și ei îl cunosc pe Isus Hristos și Dumnezeu este real în viața lor. El poate fi la fel și pentru tine. Începe să privești la Isus și pune credința în El.